Europarlamentarul Cristian Bușoi a fost desemnat președinte interimar al PNL Timișoara. Nicolae Ciucă spune că Bușoi, om de partid și europarlamentar cu experiență, va gestiona cu înțelepciune situația de aici. Liderul liberalilor din Timiș, Alin Nica, a fost demis deoarece s-a opus alianței cu PSD. Le-am spus liberalilor din PNL Timiș, cu care m-am întâlnit azi, că Timișoara este simbolul dreptei și epicentrul democrației din România. Fiind unul dintre orașele mari ale țării, contează mult pentru PNL să obțină un scor bun la Timișoara, de aceea această filială are nevoie de unitate și solidaritate. Am încredere că președintele interimar Cristian Bușoi, om de partid și europarlamentar cu experiență, va gestiona cu înțelepciune situația de aici, anunță Nicolae Ciucă. El afirmă că, din punctul lui de vedere, cel mai important lucru din această perioadă este stabilitatea țării. Aceasta poate fi asigurată acum doar de construcția politică ce formează actuala coaliție, iar această guvernare a avut rezultate economice extrem de bune cum este absorbția fondurilor europene pe care am reușit să o creștem pentru prima dată în istorie de la 76% într-un singur an în că.